Salutare, prieteni, și mulțumesc că ați dat play acestui video. Eu sunt Gheorghe Cristian, am 26 de ani și timp de 6 ani de zile am fost plecat prin programul Work and Travel, program de schimb cultural și experiență în Statele Unite ale Americii, în statul Alaska. Și am scris o carte despre aventura mea pe care am avut-o timp de 24 de luni în America. Dacă vrei să citești acest document, scrie-mi un mesaj pe WhatsApp și o să-ți trimit într-un format Word textul care conține experiența acumulată timp de 24 de luni, povestea mea și cum am ajuns în Statele Unite ale Americii și ce am făcut acolo. O donație minimă recomandată de 30 de lei ne-ar ajuta să transformăm acest document într-o carte fizică. Îți mulțumesc și dacă o să găsești acest video folositor, nu uita să lovești butonul de subscribe. Mai un an sau doi de liceu, poate deja te-ai hotărât ce studii de licență o să faci, sau poate încă nu știi și vrei să știi ce opțiuni ai. O să ne uităm la câteva opțiuni de universități din București, câteva firme care oferă consiliere educațională, pentru studii în București, în România sau în alte țări. Opțiune interesantă pentru persoanele pasionate de antreprenoriat este Entrepreneurship Academy. O facultate privată din București, unde studenții studiază 4 ani de zile și au foarte multe cursuri aplicate. Edmundo este o agenție care te ajută să te înscrii la o facultate în străinătate. Universitățile partenere, țările în care au universități partenere. În Danemarca, studiile de licență sunt gratuite, în Olanda costă în jur de 2000 de euro, în UK mai mult. Studii de licență și majoritatea universităților au și studii de masterat. Și o altă firmă care oferă consiliere educațională, Universalio. Universitățile pe care le poți alege în București sunt Politehnica, unde poți face energetică, telecomunicații, IT, Universitatea din București, unde poți face studii de biologie, fizică, economie la ASE, USAMV, unde poți face studii de medic veterinar, Universitatea de Construcții și Urbanism, UNATC-ul. În Canada. Studiile în Canada, comparativ cu America, studiile în Canada sunt mai ieftine. Ai opțiuni de a face studii de licență, bachelor, sau studii care o să-ți ofere la final o diplomă. În general, aceste studii durează 1, 2, 3 ani. Dacă studiezi 2 ani în Canada, o să primești până la 3 ani diplomă, viză de muncă, post-studii.
Costul unui colegiu, ai opțiunea de a merge la universitate sau la colegiu. Colegiile, în general, sunt mai ieftine și îți dau diplome, nu au programe de licență. Costul unui colegiu, în general, este de 11.000 de dolari canadieni pe an, adică 8.000 de dolari americani pe an. O să ne uităm la câteva colegii din Canada Atlantică. Canada Atlantică este zona de est a Canadei și este formată din provinciile New Brunswick, Nova Scotia, insula Prințului Edwards și Newfoundland și Labrador. Câteva profesii cerute de angajatori și colegii și universități. Unul dintre cea mai căutată profesie, cei mai căutați specialiști sunt cei din sunt asistenții medicali. În Canada poți studia 2-3 ani. 2 ani fiind programul accelerat pentru persoane care au studii universitare făcute la alte facultăți. Cerințele pentru studenți internaționali: engleză, matematică, clasa 12-a, biologie și chimie. Și să vedem costurile anuale pentru un program de licență asistent medical. Student internațional, asistent, nurse. 10 cursuri pe an. Costul total va include și cazarea pe un an și 7 mese și mesele pentru o săptămână. 28.000 de dolari canadieni și include cursurile, costuri cursurilor, asigurările, o altă universitate și program de licență Bachelor of Science in Nursing, 2-3 ani. Locurile sunt limitate și, în general, se oferă rezidenților sau locuitorilor din Nova Scotia, dar au și locuri pentru studenți internaționali. Cum am mai spus, 2 ani de studii în Canada îți dau dreptul la permis de muncă, pentru care trebuie să aplici de 3 ani de zile, până la 3 ani de zile, dar în general se dau 3 ani de zile permis de muncă la finalizarea studiilor, dar trebuie să ai acești 2 ani de studii făcute în Canada. În această perioadă ai timp destul să aplici pentru rezidență și mai târziu cetățenie. Ne uităm la câteva colegii unde, în general, studiile sunt mai ieftine, mai ales comparativ cu America. Pentru rezidenți sau cetățenii canadieni, studiile sunt mult, mult mai ieftine, în jur de 3.000 de dolari pe an.
să ne uităm la un program de Medical Laboratory Technologist, mai exact un asistent de laborator, din nou o profesie bine văzută. Practicanții acestei profesii sunt căutați de angajatori. Programul costă pentru studenți internaționali 11.350 de dolari canadieni pe an. Cred că asta înseamnă în jur de 8.000 de dolari americani. Bineînțeles, vor mai fi și alte costuri, cărți, asigurări. Va trebui să plătești pentru cazare și mâncare. Medical Laboratory Technologist, Civil Engineer și Accountant. Sunt diplome pe care le poți face în 2-3 ani de studiu. Și cum am spus, îți vor da dreptul la muncă legală în Canada până la 3 ani. Perioada în care aplici pentru rezidență și cetățenie. În sistemul educațional canadian se bazează destul de mult pe profesii, cum ați văzut, oferte și, multe în zona de profesii, dar nu sunt neapărat cea mai bună alegere pentru un student internațional, fiindcă majoritatea nu durează 2 ani și nu vei primi acest drept de muncă până la 2 ani. Dar poți face cumulat un an și un an de studii și să adun cei 2 ani. Voi pune în descriere linkurile colegilor. Și o să puteți să studiați voi mai atent. Canada Atlantică nu este foarte populată și, în general, au programe prin care vor să rețină studenții care studiază în școlile lor, studenții internaționali. Programe provinciale, programe ale provinciilor, de fapt. Uite, studii pentru studenți internaționali, 9.282 de dolari canadieni pe an. O să fac un nou video unde o să vă spun despre programele de imigrare pe care le au canadienii, pe care Canada le are pentru Canada Atlantică. Acum ne uităm la un curs de dental hygienist care costă însă destul de mult, dar din câte am studiat, banii o să se recupereze destul de repede, dar investiția inițială este cam mare. Dacă te plictisești de Canada, după ce devii rezident și cetățean canadian, Canada și America au un parteneriat și îți va fi destul de ușor să te muți cu munca din Canada în America. Va trebui să ai un angajator american care să sponsorizeze viza, dar procesul este mult mai ușor comparativ cu un profesionist care vrea să plece din România în America. Bineînțeles, și România îți oferă multe oportunități. Succes!